dragii mei, bine ați venit pe canalul meu de YouTube Violeta Happy Needles și în acest video vreau să vă arăt un truc sau să vă dau un sfat referitor la grosimea firelor și cum să le combinăm. Eu am început să lucrez un proiect din acest fir pe care l-am primit cadou, Chic Shapes de la Red Heart. Și nu-l mai găsesc, din păcate, în magazin, ca să iau această culoare. Și sunt nevoită să caut, să-l combin cu alt fir. Da? Cum căutăm? În primul rând, unul la mână, ne uităm la compoziția firului. Aici am 100% lână. Deci e clar că trebuie să mă orientez către un amestec care fie conține lână, fie are 100% lână. Acum depinde de ce aveți voi prin cămar. Un al doilea aspect foarte important este să ne uităm la grosimea firului, da? În acest caz eu am 170 de metri în 100 de grame, da? Un aspect foarte, foarte important și vedeți că producătorul ne și indică aici că putem să lucrăm acest proiect cu andrele numărul 4. De altfel, cu acest număr îmi lucrez și eu proiectul. Numai că acest fir nu îmi ajunge. Am doar 500 de grame și am nevoie de în jur de 700 de grame ca să termin proiectul. Și atunci, ce fac? În primul rând, mă orientez ceva care conține lână. Am găsit culori care s-ar potrivi, da? Și s-ar asorta cu ceea ce am eu aici, gri și acest bleu maren, care au în componență lână. Acesta, Alize Superwash Comfort Soft, are 75% lână, 25% poliamid, iar acest fir Drops Nord are în compoziție alpaca, poliamidă și lână. Bun, deci primul capitol am rezolvat-o. Punctul 2, metrajul. Da? Deci vă aduceți aminte că aici în 100 de grame am 170 de metri. Mă uit la Alize Superwash. Da? Acesta în 100 de grame, hai să vedem, are 420 de metri, ceea ce înseamnă că este aproximativ de 3 ori mai subțire, aproximativ față de firul nostru. Asta ce înseamnă? Că ar trebui să pun firul în 3, da? Uitați, o dată și de 2 ori. Și acum, punând firul în 3, fac comparație cu firul cu care lucrez eu, și îmi dau seama că este totuși mai gros. Iar dacă îl pun în 2, da, asta ar ieși că avem 420 de grame împărțit la 2, vine 210 metri, da? Dacă pui firul în 2, ar ieși că ai o grosime de 210 metri în 100 de grame și este subțire. Este mai subțire decât firul cu care lucrez. Am înțeles. Deci, ori ar fi o variantă să-l pun în 2 și să fie mai subțire, ori să-l pun în 3, dar o să iasă o idee mai gros. Adică 420 împărțit la 3 ar veni ca aș avea 140 de metri în 100 de grame, da? Iar eu am nevoie de 170, deci nu se pupă grosimea, nici în 2, nici în 3. Acum ne uităm la Drops Nord. La Drops Nord am aici în 50 de grame 170 de metri. Hopa! Ce înseamnă asta? Înseamnă că în 100 de grame am 340 de metri, adică dublu față de metrajul din Gamel Move. Ceea ce înseamnă că în 100 de grame, dacă pun firul în 2, o să ies la fix aceeași grosime de 170 de metri în 100 de grame. Da? Asta este toată șmecheria. Dacă aici avem în 50 de grame 170 de metri, înseamnă că punând firul în 2, la 100 de grame o să avem 170 de metri. Aici, dacă în 100 de grame avem 420 de metri, dacă îl punem în 2, o să avem, împărțim la 2, da? O să avem 210 metri, adică mai mulți decât avem noi nevoie. Dacă îl punem în 3, împărțim metrajul ăsta la 3. Deci o să avem mai puțin metri în 100 de grame, da? Totul este pe hârtie. Prin urmare, am ajuns la concluzia că o să folosesc firul Bleu Maren pentru că se potrivește fix pe fix cu grosimea necesară pentru mine. Și pe acesta, probabil că nu-l voi folosi la acest proiect, da? Asta este modalitatea pentru
pe care să o folosiți în momentul în care doriți să lucrați cu fire diferite, ca și nuanță sau ca și textură, dar în același timp să aveți un proiect de aceeași grosime. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că aceste informații au fost utile pentru voi și vă mai aștept și cu alte sfaturi la mine pe canal, Violete Happy Needle sau Violete Andrele Jucăușe. Pa!